Noi vorbeam că suntem suflete pereche, de asta avem și Soulmate Forever. Probabil că am fost suflete pereche și probabil într-o altă viață o să facem cumva să fim perfecți. Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghe Camp din nou împreună. Anunțul care a surprins pe toată lumea. Artistul care a acoperit tatuajul impresarei cu fostul soț a oferit declarații care au adus lumină noi perspective asupra acestei povești de dragoste și despărțire. Este bomba momentului. Ana Maria Prodan și Reghe Camp din nou împreună. Ana Maria Prodan a avut pe spate un tatuaj realizat în perioada când formau un cuplu cu Laurențiu Reghe Camp și în care apărea alături de acestea și de cei trei copii ai lor. După despărțire, acest tatuaj a fost acoperit, marcând o schimbare semnificativă în viața impresarei. Artistul responsabil pentru acoperirea tatuajului a pus o întrebare directă impresarei. Dacă există șanse de împăcare cu antrenorul de fotbal? Răspunsul primit sub forma unei tăceri a alimentat speculațiile privind viitorul relațiilor. L-am acoperit pe Reghe cu trei trandafiri. Eu i-am spus atunci și ei cred în continuare că erau un cuplu frumos, chiar dacă ea avea mânie pe situația asta. Așa am simțit-o eu. I-am zis că poate se împacă cu el și inițial atunci a fost o tăcere. Am fost și am făcut tatuajul acasă la ea, iar pe pereți avea atunci în continuare poze, tablouri cu ea, Reghe și copiii. Eu cred că încă mai este ceva în inima ei pentru Laurențiu, a declarat Robert, artistul care a tatuat-o pe Ana Maria Prodan. Robert a mai dezvăluit că, chiar și la 2 ani de la despărțire, Ana Maria Prodan păstra în locuința sa tablouri cu Reghe Camp și copiilor, semn că trecutul comun încă își păstrează un loc special în inima impresarei. Pe lângă aceste dezvăluiri despre trecut, Ana Maria Prodan a deschis un nou capitol în viața ei sentimentală. Impresara a și vorbit despre noul ei iubit. Este un om care nu face parte din lumea aceasta. Nu este un golan, nu este un om fără școală. Este un om integru, un om puternic, care nu este deloc interesat să fie în prim plan. Bărbatul meu are însă un plus față de mulți alții. Are foarte multă demnitate și foarte multă școală. Eu zic că are tot ceea ce îi trebuie unui bărbat, a declarat Ana Maria Prodan.